Pacea Domnului Isus. Descoperire în 31 decembrie 2020. Se va despica România în două. Unii vor fi cu putere, alții se vor opune puterii și hotărârilor ei. Dezbinarea va merge mai departe, încât vor ajunge să se urască unii pe alții și să se vândă unii pe alții. Vor căuta mai mult bunăstarea personală, fără să le pese de cei din jur care nu au. Oamenii se vor fortifica în casele lor și vor strânge rezerve și valori cu care să își cumpere și să își asigure viitorul. Dar va veni o lovitură cumplită pentru toți, căci hârtiile de valoare vor deveni ca hârtiile de pe stradă, fără valoare, și vor scoate cu sacul aceste hârtii și își vor smulge părul din cap când vor descoperi că sunt săraci lipiți pământului. Câștigați vor fi aceia care au materializat și au cumpărat obiecte ce le pot fi unelte și prin ele pot lucra pământul și pot obține hrana. O molimă cumplită va umple pământul și nici un medicament nu poate aduce izbăvire. Doar acei care nu au grijă și nu au frica de ziua de mâine vor rămâne în picioare. Oamenii se vor îngrozi și mai tare de lucrările care vor veni și cei cu minți rătăcite vor fi văzuți rătăcind de aici colo, fără noimă și fără direcție. Nu știu nici ai cui sunt, unde stau, cine le sunt aparținătorii. E una din nenorociri și vine alta și mai grea. Căci eu sunt Domnul, cel ce vă vorbesc, căci eu duc la împlinire. Amin. Sunt lucruri care vor veni. Refaceți-vă planurile de viață și reorientați viitorul. Uitați-vă cu băgare de seamă în cuvântul Domnului și vedeți ce vorbește și temeți-vă să nu vă găsească nepregătiți. Cereți ajutorul Lui și căutați glia, lăsând orașul și facilitățile și ușurătatea de a trăi în el. Veți deveni muritori de foame. Aceste rânduri sunt pentru cei ce vor să ia aminte. Fiți binecuvântați cu minte înțeleaptă. Amin.